Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod cu FC Dinamo. Suntem în ultima parte a transferurilor de iarnă, în ultimele minute, ore, și am spus că acum vreau să și transfer ceva cu bani cash, direct să vin acum în iarnă la noi la Dinamo, nu doar așa, știți voi, la final de contract, să vină vară și bla 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 bla. Într-adevăr am făcut câteva transferuri geniale, unele discutabile, dar știi cum e, niciodată nu poți să-i faci pe toți fericiți. Unii vor comenta, unii se vor bucura și, hei, ce să zic, și eu sunt între aia care mă bucur că am luat acest jucător. Într-adevăr, dacă gândești așa, sunt bătrâni și sunt fosile, vor îmbătrâni, vor nu știu ce, nu știu cum vor involua, bă, ok, dar pentru nivelul nostru Dinamo, care dorim, mare atenție, dorim să ajungem în Champions League, trebuie să facem acești pași, să urcăm aceste trepte, ia ce frumos. Bun, și totodată am încercat să nu prea bag atenția acelui subiect, dar ia uite că totuși trebuie să-l abordez. Este desigur ce s-a întâmplat în realitate. În realitate, omul nostru, capitanul nostru, Nistor, s-a dus la Craiova. Deja cu toții știți, a trecut ceva timp. Mulți mi-au zis, bă, vinde-l, de ce-l mai păstrez? Fie unii au zis să fie realist să-l vând. Alții au zis, pur și simplu, să-l vând din cauza că a trădat Dinamo. Bă, să fiu sincer, dacă pleca la FCSB, să zic, bă, pleca la FCSB, rivala de moarte a celor de la Dinamo. Ok, îl vindeam. Dar am mers la Craiova. Nu știu ce să zic, plus că eu îl înțeleg în momentul actual pe Nistor, dacă ne gândim logic fără să o luăm prima oară, știi, durerea că a plecat capitanul, trebuie să gândim puțin mai, să zic, mai logic. Aș putea să exagerez să spun, în sensul în care, bă, fraților, cum zic, dacă voi ați fi jucător, ați fi cel mai bun de la echipă, vorba aia, ai fi Messi al echipei, da? Nu contează ce echipă, ai fi cel mai tare. Tu dai goluri, tu dai asisturi, tu trebuie să ții vestiarul fericit, să nu sară la gâtul altora, să nu știu ce, să nu știu cum, tu să, practic, să fii totul pentru acea echipă. Și gândește-te la asta, tocmai tu care ești totul la acea echipă, să nu-ți primești salariul. Bă, frate, ok, o lună. Bun. Bă, două luni. Hai că, mă rog, na, echipa mea de suflet, dar deja știi cum e, ai familie, ai nu știu ce, ai chestii de plătit. Vrei și tu să mai ai una alta. E discutabilă treaba. Eu zic că cei de la Dinamo și fie puțin l-au cam împins de la spate pe Nistor să plece, dar într-adevăr este foarte discutabilă faza. Bun, hai să vedem. Eu zic, eu vreau să-l păstrez pe Nistor, adică este un jucător foarte important, încă e ok, poate la an să vedem că face 32-33 de ani, o să-l vând. În momentul actual am nevoie de el, plus că nici așa cu bani nu stau tare genial. Am cât că am fost obligat atunci să-l vând pe Ciobotariu și încă îmi pare rău că l-am dat, dar poate îl vom răscumpăra într-o bună zi, știi, de el și îl vom cumpăra înapoi. Și, na, dă Doamne. Bun, hai să văd, deci am acolo 2 milioane, numai că dacă îi dau, așa să-mi fac eu o idee vizuală, dacă dau salariul, să zic, de 20.000 de euro, am cam 1,5 milioane plus ce mai dau la semnătură. Ok, fie cumpăr un atacant, că tot am zis că aș avea nevoie de atacanți. Am bine, vine bizonul și alea. Nici eu nu știu ce să zic, poate așa ceva ieftin. Ar fi Troy Parrott. Parrott. Ok, chestia este că mai mult ca sigur că o să ceară mai mult cei de la Tottenham, că e tânăr, nu cred că valorează chiar 1 milion. Dar n-ar fi rău. N-ar fi rău, să fiu sincer, n-ar fi rău. Bun, ar fi, desigur, Esposito, care ia, uite, că urcă până la 2 milioane. Deci, ar fi Parrott. Mă distrează că Parrott, zis așa în engleză, înseamnă, știi, papagal, pasăre de-aia. Și legătura cu Costache, v-am citit comentariile, să nu credeți, am zis un nou an, un nou eu, încerc zilnic să postez videouri și totodată vă și citesc comentariile și tot, refacem comunitatea de mult pierdută. Am zis așa, cum era Costache, da, dacă jucam cu, să zic, o echipă care foloseam wingeri, da, l-aș fi readus pe Costache înapoi la Dinamo. Problema este că eu acum nu prea joc
cu mijlocaș, dacă ați observat. Și cu mijlocaș am umăr la mijlocaș, deși am rămas blocat în mijlocaș. Da, deci nu joc cu wingeri, deci nu joc cu jucători de ăsta, RV, LV și așa mai departe. Deci cu ăștia nu joc. Na, ce să-i și faci? Bă, sau să-l readuc pe Han, că ea văd că joacă și KM. Așa, KM ar fi hazliu, n-ar fi rău, dar mi-am amintit că l-am și pe băiatul ăla, pe omul nostru, Mârjleac, care nici nu joacă, știi că e acolo rezervă. Nu știu ce să zic. Da, poate un LB, dar să vină Antunes. Vezi ce greu e câteodată să faci transferul ăsta în perioada de iarnă, că te zici, bă, ok, l-aduc pe ăsta, dar după aceea vine ăla la altul și după aceea ce fac cu ăsta, că o să rămână numai așa de expoziție pe acolo. Știi ce, cred că pe final o să cumpăr, stai să mai văd portari, știu că o să vină Silviu Lung, dar na, hai să mai vedem ce a portari. Bă, nu, că l-am pe Ioane, o să evolueze. Bun, îl iau pe Parrot, încercăm să negociem cu Parrot, cu Parrot, cu papagalul. Ia să vedem unde este. Dacă nu reușim să-l aducem pe Parrot, am să încerc, cred că să-l readuc pe Hanka la echipă. Poate că ar fi fost mai fain revenirea lui Hanka. Ia să văd, nu v-ar interesa Perovic, dar nu cred că e Tottenham. Cred că ce au ei nevoie e cea de titular, îți dai seama. Brito, am văzut că e bătrân, da, o să le trească numai de ăștia titulari, ceea ce eu nu am, știi? Nașpa. Bă, Bejan! Nu, ai cum! Bejan la Tottenham? Mamă, cum ar fi asta? Bejan, fraților, la Tottenham! Bro, cât e de mișto faza! Stai, așa, mai băgăm 50. That's a better offer, nu cred. Nu cred. Să mă înțeleg și cu jucătorul care, apropo, ia uite, 400 de weak foot, bro, forță și tânăr, 17 ani, nu 18, nu 19, nu 20, 17. Și vrea și rotation, nu crucial și rahaturi. Forță! 5 ani, iarăși îmi place. Dacă îmi ziceți voi și salariul, eu nu-l sunt fericit, nu, eu, știi, nu să-l ghicesc eu. Perfect! Ce, Doamne, vrei jumătate de preț din cât ai tu la Tottenham? Na, asta n-aș fi ghicit-o niciodată. Niciodată n-aș fi ghicit că tu vrei mai puțin bani decât ai la Tottenham. Și acceptă 2000 jumate. Bă! Deci, pe bune, fraților, în momentul actual, nu știu ce voi pune pe thumbnail-ul, pe poza aia de la video. Pun că Bejan, fucking Bejan, a ajuns în Premier League la Tottenham. Deci, gândiți-vă asta, Bejan la Tottenham sau că eu l-am adus pe băiatul ăsta Parot. Ia la-i, Flori Bejan! Ah, și are salariul de 19.000. Wow! Bejan! Ah, Bejan, frate, Bejan la Tottenham, la Mourinho acolo. Încercați să imaginați pe Mourinho, deci Mourinho, cum încearcă să pronunțe în accentul lui Bejan. Cred că găsește și el o poreclă. E imposibil. Și totodată, dacă ne dăm la Parrot, la Parrot, ia uitați aici, 80 accelerație, agility, jumping, stamina, mă rog, și strength, e, o să evolueze, are 17 ani, are totuși 17 ani, 73 finishing. Dar dacă l-aș compara cu Montini, care totuși este o legendă, este un jucător la un nivel, finishing-ul este mult mai bun, ia uite, la Parrot, cât că, într-adevăr, restul, na, Montini e Montini, știi cum zic? Are și el o vârstă. În rest, stamina Montini 67, el 61. Nu-i rău. Nu-i rău. Wake foot e așa. Vorba aia, 10 ani între cei doi. Nu-i rău. Super. Ok. Forță. Deci avem un atacant, zic eu, șmecher ștecher. Mai avem ceva bănuți aici. Oare l-aș putea lua și pe Hanka? Hai să vedem. Hai să vedem revenirea lui Hanka la Dinamo. Unde ești? Hanka.
Da, numai că nu vreau să plătesc mulți bani. Deci aici încă nu știu, n-aș da 900 sau 1 milion pe el, chiar dacă ar valora atât. Nu pot. Dacă vreți un jucător la schimb, cu mare drag, că măcar mă mai scap și eu de anumiți jucători, ia vi-l dau pe răuță. Ei, și vi-l trebuie pe răuță. Super! Și așa mă și scap de el. Dar nu, dacă vi-l dau pe răuță, care valorează, ia uite, aproape 700 de mii de euro, vă mai dau 500 și așa pe undeva iese 1.100.000. No, 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 no. Bă, fraților, eu v-am dat acolo un jucător rău. Rău, rău, dar bun rău, știi cum e ăla? E bun rău. Joacă de rupe pantofi. Aia zic și eu, pe la 600 de mii. Aia zic. Hai, 600, nu chiar jumate, rotund, 600, hai, 10, să nu zică că n-am plusat. That's a better offer, vedeți? Tot a venit el la o înțelegere. Hanca la un pas să revină la Dinamo. Ia uite ce chestie. Cred că soția, prietena lui, nu mai știu dacă s-au căsătorit sau nu, nu e tare fericită. Dar Hanca precizie. Bun. Ia să vedem așa. Pe 3 ani, nu, eu zic, hai 4. Ai 4 ani, am Dinamo are bani, avem jucători. A venit un jucător de la Tottenham. Știi cum zic? De la Tottenham. Îți dau 3.000 de euro și la semnătură că să-ți dau frățicul meu. Hai că îți dau 30. 30.000 de euro la semnătură și 3.000. Ok, vrei 4.400 la semnătură, 40.000 și dacă dai 10 goluri mai vrei încă 60.000 de euro. Știi ce? Dacă dai tu 10 goluri cu mare drag îți dau bonusul ăla. Mare drag. 4.000 rotund? Nu vrei. Na bine, hai, fie 4.300. Și Hanca revine la Dinamo. Bine ai revenit, Hanca. Bine ai revenit aici între oamenii tăi. Bine ai revenit acasă. Nici nu știu cum să-ți spun bine ai revenit. Știi cum zic? Forță. Forță, forță, Hanca, un jucător de care Dinamo nu trebuia să se despartă, într-adevăr a fost, din câte știu eu, cea mai mare problemă aia cu soția, prietena lui, încă nu știu dacă s-a căsătorit, am zis-o, în care știți bine ce s-a întâmplat cu publicul, cu toate cele, cu nu știu ce, cu nu știu cum și da. Bun, hai să vedem Straton, așa pe șitele, pac, 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 bun, vine și omul nostru în locul lui, mamă, ăsta e de 7.000 de ori peste Brito. Oleleu, ce jucător am luat aici. Ce jucătore. Bun, Hanca. Bui, chiar mă bucur că te-am readus la echipă. Na, ia uite ce șmecher. Acum că am promis lui Sorescu că vreau să joc, știi, ca să nu se supere pe noi și după aceea să plece de la echipă. Pe de altă parte, nu prea am 22 de ani, nu știu dacă mai evoluează așa mult. Sunt peste oare de surez, că numai care viteză are una alta, știi, nu e chiar așa rău. Mie mai mult îmi pare rău de Ciobotariu, dar ați văzut că acolo chiar n-am avut ce să-i fac. Acolo, pur și simplu, nu a jucătorul s-a pus transferiția, dacă nu-l vindeam, îl vindea clubul și după ce îl vindea clubul pe o sumă de aia jegoasă, care eu nu mă mai enervam, că de ce l-ați vândut doar cu atâtica și așa mai departe. Am zis că știi ce, asta este, na, îl vând eu și poate îl cumpărăm în vară sau sezonul viitor, îl cumpărăm înapoi. Ceea ce aș putea să fac cu Sorescu pe de altă parte este să îl împrumut. L-aș putea împrumuta pe Sorescu și atunci revine la echipă, happy, happy, happy. Știi cum zic? Mă nu știu dacă mai am destul timp. Ia să vedem. Dacă o să vină ofertă pe Sorescu, îl împrumut așa jumătate de sezon, știi? Deci până în vară, să zic așa. Și atunci știu că am scăpat de stresul cu el. Și totul va fi bine. Ia, Sorescu, it wasn't bla bla bla, here I've done the match, I'm glad to hear you're thinking about the loan move. Perfect! Ia, vezi că și Sorescu se bucură că m-am gândit să îl împrumut. Și am zis, sigur, Sorescu, cum să nu? Decât să te futurizezi și tu ca și ăsta la alt, na, știi cum zic, necuțesc unii de vânzare și, oh, vede, mamă, câți bani! Wow, Nistor, ofertă de la Al Hilal, 2.800.000. Bă, na, vedeți, mă, Doamne, a fost un episod din Digi Sport special în care se vorbea și de Dinamo și au zis ei ceva acolo care până și eu am stat și am zis, bă, cât adevăr. Ca și cu Hanca, că acum mi-am amintit când vorbeam de Hanca. Și știți ce? Hai că negociez pentru Muntini cu Raiul Vaecanu. Era vorba de Hanca. Dacă tu ai avut ofertă
pe Hanca cu nu știu cât timp, de 600.000 de euro, 500.000 de euro. Tu de ce l-ai vândut la polonezi cu 100.000 sau așa ceva? Alți jucători iarăși. Eu zic că conducerea a săpat-o pe Dinamo, știi? Tipul ăla, nu mai știu cum îl cheamă, bă, nu are expertiză în negocieri, în comerț și așa mai departe, știi? Când vine o ofertă bună pe un jucător, de exemplu de la Gigi Becari sau mai nu știu cine, pe un anumit jucător sau chiar de la CFR Cluj au venit câteva oferte. Nu, noi nu dăm, noi nu facem. Oh, oh. 2 milioane de euro pentru Montini. Mare atenție, dragi prieteni, Raio Vallecano îl dorește pe Montini și este pregătită să dea 2 milioane pe el, 2 milioane pe un jucător care o să devină rezervă dacă vine Bizon, o veni și Perrot, care totodată o să evolueze. Wow, forță, bun, deci, cum ziceam, știi, deci, bă, dacă tu ești Dinamo, da? Eu sunt șeful celor de la Dinamo, nu mai pot să plătesc salariile jucătorilor, mulți jucători se supără pe mine și mă hulesc și fanii totodată, știi cum e, bă, suntem plus minus, avem probleme cu banii, da? Am unul, știm dacă vom face licență, dacă nu vom face una și alta, când ai probleme cu banii și vin oferte de la echipe, frate, dă-l. Știi? Dacă vine Gigi Becali și am într-adevăr îl dura pe Nisto, pe care e foarte, foarte greu să-l dai la marea rivală, dar să zic că vinea pe alt jucător, pe la Grigore sau pe nu știu ce, într-adevăr îl vinzi la rivală și nașpa, mai ales fanii, ți-o urca în cap, dar plus minus, aici vorbim și de o afacere, nu? Tu ai nevoie de bani, trebuie să faci aia și aia și aia, bă, cum zic, fă-o, fă-o. Dacă vine CFR-ul și zice, băi, uite ce mișto e jucătorul Montini, zic și eu, și avem nevoie de un atacant, că Țucudean s-a rupt și nu știu ce, noi vă dăm 500.000 de euro. În realitate, cred că o sumă corectă pentru Montini. Poate merită mai mult, nu zic nu. Dar, știi ce zic? Bă, 500.000 de euro, acceptă-mă! Acceptă-mă, nebunule! Ia-l, du-l, fă-l! Nu contează. Ha, e greu. Sau dacă vine o echipă de la Arab, de la nu știu ce, bă, n-avem ce-i face. Trebuie să vinzi jucătorii și după aceea, după ce vinzi jucătorii și te vezi așa la un punct și zici, uite, ok, ne-am plătit datorile, ne-am plătit nu știu ce, avem bani să mai plătim pentru stadionul ăsta și nu știu ce și nu știu cum. Acum putem din nou reinvesti decât să îți facă jucătorii dosare de alea că neplătiți și vor să fie plătiți dacă nu chiar să rezileze contractul cu clubul și bla 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 bla. E și grea poziția în care te afli, dar trebuie să rezolvi treaba asta. Știți, multe prostii la Dinamo, multe prostii și alte chestii care zic eu că au început totul de la proasta judecată a clubului, știi, prostul bă, la care nu, bă, da, nu știu cum să spun, să nici nu jignesc, știi? Care, că, într-adevăr, n-avea nicio boabă de experiență în domeniu, zici că după mine poate că avea sau nu, dar a făcut niște prostii care a dus echipa asta la sapă de lemn și, cum zic, am pierdut-o pe Rapid, acum pierdem oare și pe Dinamo, știi cum zic? E tristă situația. Dar aia e. Într-adevăr, acum nici eu nu sunt într-o postură tare corectă să vorbesc, sunt și foarte adormit, foarte somnoros și îmi cer scuze de treaba asta. Dar, cum zic, strecor și eu momente să filmăm cu Dinamo când se poate să pun zilnic. Într-adevăr, este orarul meu, este puțin mai cam greu. Dar ne descurcăm cum putem. Bun. Deci asta vreau să zic, pur și simplu Dinamo a greșit, că de multe ori a primit oferte cu bani mari, nu l-a dat și într-adevăr asta a greșit și ăștia de la FCSB, când a primit, nu mai știu, 10 milioane pe Denis Mann, dă-l mă, dă-l, și acum o să te trezești că o să primească oferte 7 milioane și o să-l dea că nu știu ce. Nu zic neapărat Denis Mann, zic orice alt jucător, Coman, alții, un alta, sunt jucători care au anumite momente când își ating un fel de mare plus, atunci vine echipele că sunt curioase să-l cumpere și atunci trebuie dat. Că după aia dacă jucătorii, de exemplu, cum e, nu știu, Man, că a fost accidentat, Coman, a avut un moment excepțional
ăsta la aia cu juniorii Under 21. Ok? Da, a avut, a jucat senzațional de bine. Da, bun, dar după aia da. Și da. Știți ce vreau să zic? Da, bun. Și totodată, acum că a plecat Sorescu cu un împrumut la băieții ăștia de la Gameiro, stau puțin și mă gândesc că poate nu mi-ar strica încă un mijlocaș de rezervă. Unul care, să zic așa, l-aș putea arunca dacă nu mai am nevoie de el. Deci ceva ieftin. Nu trebuie să neapărat să fie genial de wow, dar nici așa pușcărie. Ieftin. Și na, acolo să-și facă treaba cât de cât ca și o rezervă, știi cum zic? Ieftin, ieftin, sub 1 milion mă refer, ieftin. Știu că este unul din America care ar trebui evoluat, ar trebui lucrat cu el și e greu. Ar fi Gilmore care, mă rog, e de viitor și poate că și ar fi bun. Ar fi astăzi americanul, 19 ani, numai că cu asta e foarte mult de lucru, ar trebui să fac un Road to Glory de la din Anglia, știi, din ligile alea ultra, ultra inferioare să fie ca lumea băiatul. Ar fi bacona, dar e destul de scump, băluți iară scump, scrie ce am zis că vreau să le iau la FCSB. Cred că singura idee pe lângă Gosling ar fi la Gilmore. 64. Mamă, stamina și strânchii varză, da, varză. Cum dracu să le evoluez eu acolo, nu știu, și finishing pentru un KM. De ce cu jucătorul ăsta, mă, și la Chelsea vorba aia? Ui, nu știu, n-aș da bani pe la, e prea rău. E prea rău. Ogogo, îmi place numele lui. Are stamina, are strength, are jumping, are un pic de viteză, în rest nu are prea multe, dar e ieftin, e ieftin, ar veni la Dinamo, hai să vedem. Ogogo, îmi place numele, Ogogo. Dacă așa și reuși să fac un accent de la de african, știi? Ogogo, Ogogo, nu mi iese. Da, mă rog, hai să vedem. Atacanți, Perovic, la un pas să meargă în Anglia. Perfect, Perovic, măcar mă mai scap de unul. Și 100, vă mai dau 100 de biștar și pe Perovic. 160, ok, într-un fel e ieftin dacă e așa, 130. Oi, 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 ce negociem aici. 130, perfect, that's a better offer. Și Perovic, la un pas de Bristol Rovers, și Ogogo să vină la noi la echipă. Super! Hei! Scap și de salariul lui Perovic. Și totodată, ia uite, rotation, că asta și vreau să fie la noi. 2 ani, hai să fie 3 oricum, o să te vând eu mai repede, nu-i stres. Deci este așa un fel de soldat de unică folosință, știi, vine la noi, va lupta din greu. Dar după un timp, cius papa, că revine Sorescu din loan, că l-am împrumutat strict să scap de problemele care mi le tot spunea el că vrea să joace, vrea să nu știu ce, și am zis să nu mi se pleca și cu ciobotariu. Am zis, ok, cius papa, te împrumutăm și aia e. Bun, l-am luat pe Ogogo, totodată a plecat Perovici, care oricum n-aveam eu nevoie de el, și Ogogo, hai să vedem, hai să-l comparăm cu Fabrinho, hai mârjile că ăsta. Ok, stamina așa la, deci ca și physical e forță bomu. În rest nu prea se descurcă el, dar na, nu e așa rău. Nu e rău, 65 overall totuși. Ok, nu e rău, nu e rău. Mi-ar fi plăcut dacă aș fi putut să fac un schimb, să zic așa, cu unul din portari, că ia uite, numai portari am aici. Numai portari am aici. E incredibil, numai portari, bro. Ai, Doamne, nu-i bine, nu-i bine. Deci nu e neapărat bancă de rezerve, ci rezervele rezervelor. E pușcărie totală acolo, frate. Nu-i bine, nu-i bine. N-avem aici ceva free agent cât de cât care să miște, vorba aia, tava. Să miște tava la... O, asta n-ar fi rău. Dar n-ar fi nici bun. Nici asta n-ar fi neapărat rău. Chiar n-ar fi rău. Ei...
Oh, nici asta n-ar fi rău, și bulgar, așa vecin de-a nostru. Ok, ăsta așa rămân. CDM asta e varză, ok. Dic 35 de ani. De-aia ești tu free agent, bro, la 35 de ani nu te mai ia. Poate arabii, dacă te-ar dori o echipă din Arabia. 36 de ani. Wow, 36 de ani. Ei, Jolt Nagy. Pușcărie, băiatul. Și ce mai avem? Mai avem aici un râbu. Iar râbu, am o grămadă de jucători pe râbu. Un islandez care nu știe să fugă la 37 de ani, nici nu putem să-l glumim pe această fază. Tipul ăsta n-arată rău. Hai să vedem. Galindo. Deci îl cheamă Galindo. Hai să vedem. Galindo, free agent, practic 0 lei, 0 euro. Și totodată partea bună la ăștia e că dacă nu-mi place, în vară oricum îl pun transfer list. Și Iaghici, poate luăm un 200.000, 300.000 de euro pe el. Super. Bun. Hai să vedem, îți dai seama că nu o să fie wow, nu o să rupă gura târgului, dar o să fie acolo un jucător care sper eu să ne ajute. Rotation. Da, mă rog, rotation, hai că zicem așa. Dar dacă vrei salariu mare, vezi că nu ți-a ales bine echipa. Nu ți-a ales bine echipa. Peste 5.000 de euro eu nu-ți dau. Și 5.000 de euro, nu știu ce să zic. Așa, 3.000, 3.000. Bun, ok, m-a ascultat. No, 3.000, hai să încercăm 3.000 rotund. Super, ok. Acceptă 3.000 de euro și luăm un jucător free agent. Incredibil, cu jucători am transferat într-un episod. Wow, și oh, Leo, acum văd pe timp că am exagerat, aproape spre jumătate de oră ne ducem. Ok, sign the top player, ia uzi. Deci, cei de la voluntari n-au făcut nimic, FCSB l-a pierdut pe Neuer, Gazmetan nimic, cei de la Iași au cumpărat, au luat doi jucători liberi de contract, Sepsi nimic, Vitorul l-a vândut pe Denoier, pardon, Denoier cu 5 milioane. Și-a cumpărat un jucător cu 1.600.000, Vignato. Ok, ăștia de la Clinceni au luat pe unul Arono free, Hilton la Astra free, Hutchinson la CFR free în vară. Nu știu dacă e Hutchinson ăla din Turcia. Da, ăla foarte șmecher joacă, dar e bătrân rău. Craiova iarăși nimic, Târgoviște nimic, cei de la Dinamo. Adică acum suntem pe plus. Am vândut jucători de 3.700.000 și am cumpărat jucători în valoare de 1.700.000. Super! Suntem pe plus. Aia zic și eu. Forță! Bun! Am luat jucători cât să încapă. Am și făcut curat la echipă, dacă ați văzut. Adică chiar e al naibii de curat. Adică aveam numai portare aici jos. Este dacă îl compar pe Alvarez cu Galindo. Dacă îl comparăm pe Galindo cu ăsta, e la stamina, la strength, așa, poate puțin la viteză e mai bun Alvarez, dar în rest la stats-uri, într-adevăr, e un cam mai bun Galindo. Și hai să vedem, joacă și ca și CM, ceea ce mă bucură foarte bine, o să joc și ca și CM. Da, e ok, Alvarez-ul cum mai trebuie să evolueze, îți dai seama, avem acolo câțiva jucători și împrumutați și da, ok, hai că ne oprim aici. Asta este un video groaznic de lung și îmi cer scuze, dar oricum zic eu că am făcut o grămadă de transferuri și transferuri de calitate. Am reușit să ne scăpăm și câțiva jucători la care oricum le expirau contractele și numai n-au venit oferte. Răuță, Perovici, care și avea un salariu destul de măricel și ia uite ce frumos am făcut curat. Poate Montini, să zic că este discutabil că de ce l-am vândut pe Montini. Cum zic, l-am luat pe Parrot, care e la 17 ani și el o duce foarte bine. Și plus minus, oricum, Montini cred că s-ar fi dus la următoarele, în vară sau cea de genul acesta. M-au venit ofertă de 2 milioane, am zis că 2 milioane nu se refuză. Și mai mult că sigur vor veni alții mult mai buni, știi? Și am zis, bă, știi ce, acum e momentul, hai că-l dăm. Nu avem Europa League, nu avem Champions League, ce să mai e forță. Până pe data viitoare, dragi prieteni, vă urez numai bine, uitați să dați click pe acel buton de like, numai bine, pa, pa!